Da, cu o să chinezesc. trecem la zodiacul chinezesc și o să Dar tot începem așa, repejor, ca și cu zodia Cristina? șobolan. Așa. Este un an foarte agitat, un an de schimbări, cu modificări drastice în toate domeniile vieții. Planurile nu sunt respectate, trebuie să fim pregătiți mental pentru schimbare, dacă suntem nativi șobolani. Trebuie să reacționăm pozitiv la nesiguranță și incertitudine. În carieră, toți ochii sunt îndreptați asupra șobolanului, oamenii sunt atrași de șobolan ca molea la flacăra lumânării. Este un an în care primește foarte multe daruri, foarte multe ajutoare, foarte multe recompense bănești pentru tot ceea ce a făcut în trecut și ca urmare îi se oferă noi slujbe, noi responsabilități. Este o perioadă în care se îmbunătățește statutul social, îi crește autoritatea. În ceea ce privește averea, trebuie să fie atent la cheltuielile pe care le face, nu trebuie să cheltuiască excesiv, va trebui să aibă o atitudine prudentă în realizarea investițiilor și să evite complet jocurile de noroc. În ceea ce privește relațiile, relațiile sunt destul de plictisitoare și banale. Dacă se află într-o relație stabilă, ar trebui să acorde mai multă atenție partenerului, iar dacă nu și-a întâlnit încă persoana visurilor sale, ar trebui să-și extindă cercul social. În 2020, pentru nativii șobolani, sănătatea trebuie să fie luată serios. Ei pot suferi de anumite afecțiuni legate de sistemul urinar. Femeile pot suferi afecțiuni ale organelor genitale și, de asemenea, trebuie să dea dovadă de precauție când utilizează metale ascuțite, pentru că în felul acesta el trebuie să evite rănirea. Următoarea zodie, bivol. E bine să precizăm și Mirela are un tabel în față. Asta știam acum, Andrei, da. Că sunt mulți ani aici, porumbel, ne ia citește... jumătate de oră să citim. Citește pentru șobolan. Se repetă din 12 în 12 ani. Dacă știi un an, îi știi pe toți ceilalți. Primul an, a zis, e deșteaptă, mă, adun 12, adun 12. Da. Deci a zis că primul an la care adaugă... 12 ani, 12. Deci șobolani, 1936, 1948, 1960, 1972, etc. Bivol, începe cu 1937. Nu, nu. Desprem o fiecare zodie. Deci ne spune mai întâi inelul și apoi citim și anii. Zici un an și pui plus 12 sau plus 12, minus 12. Da, și acum trecem la zodia bivol. Bivol, 1937, plus 12. Ca să nu zică bou. Da. Poți să fii bou bălții, da, dacă ești bou de fii, apă. Da, sau poți să fii bivolul fermecat, adică da. Și așa poți. Bivolul, spre deosebire de anul trecut, anul acesta va avea un an mult mai bun, efecte pozitive asupra întregii sale vieți. În carieră își va îndeplini obiectivele, pentru că, în primul rând, bivolul se combină cu șobolanul anul acesta și aduce mari avantaje în sfera asocierilor, în sfera parteneriatelor, crește foarte mult sfera de influență, cunoști oameni de înaltă calitate, oameni cu înaltă putere și autoritate. Este momentul ca el să-și îndeplinească toate visele, toate obiectivele în carieră. Și dacă implică și comunicarea cu alte persoane, domeniul carierei este perfect, va obține ușor performanțe. În ceea ce privește bogăția, ea va crește exponențial, poate să achiziționeze active de înaltă calitate sau cu un potențial ridicat. Nu are dificultăți în a obține mai mulți bani față de veniturile lunare obișnuite și este momentul în care el ar trebui să demareze o afacere, pentru că este foarte sprijinit. În relații apare și soarele, cei singuri au șansa să-și întâlnească partenerul potrivit, zilele de căutare s-au încheiat, iar atâta timp cât el este îndrăzneț și sincer, când vine vorba de chestiuni amoroase, el este îndreptat spre direcția cea bună. În ceea ce privește sănătatea, este de așteptat să aibă o bună stare de sănătate, însă nu trebuie să ia toate lucrurile ca sigure, pentru că este posibil să fie afectat de anumite boli minore. Să trecem la tigru. 1938. Pentru nativii tigru, anul 2019 va aduce foarte multe oportunități de călătorie și de a face bani. Ei ar trebui să fie recunoscători pentru acest noroc, pentru că norocul nu vine de două ori, însă partea negativă, stelele nefavorabile aduc un sentiment de siguranță și izolare, pentru că în zodia tigru anul acesta zboară o steaua solitară care aduce depresie, aduce singurătate, te simți nedorit și de asemenea poate să aducă probleme de sănătate care afectează membrii familiei, mai ales persoanele în vârstă și partenerul.
Deci spuneam, călătoriile sunt foarte importante pentru tigri. Străinătatea joacă un rol foarte important în acest an. Ei pot să părăsească țara, să-și părăsească locul de origine, pot fi trimiși în delegații, în misiuni, ar trebui să facă afaceri cu străinătatea, afaceri online. Va câștiga bani din cer, putem spune, sunt foarte norocoși pe sectorul de avere, au șanse de a începe afaceri, însă va trebui să țină seama să economisească și bani pentru zile negre și să împartă averea cu cei mai puțin norocoși. În ceea ce privește cariera, aici zboară mai multe stele negative și atunci el va trece printr-o perioadă mai grea, trebuie să-și îmbunătățească comunicarea, are dificultăți când este vorba să-i se recunoască talentele și abilitățile, va obține jumătate din rezultate cu eforturi duble, însă cu atitudine pozitivă el va putea să-și îndeplinească obiectivele. În ceea ce privește planul relațional la tigri, spuneam că în această zodie zboară o stea solitară și atunci vor avea mari dificultăți în relații, însă pentru tigri este foarte important ca ei să arate fața lor reală și să le permită celorlalți să iubească pentru ceea ce sunt ei cu adevărat. Spuneam, ei trebuie să acorde în cuplu, să acorde partenerului o atenție deosebită, pentru că partenerul poate suferi de anumite probleme de sănătate, iar, în general, sănătatea tigrului este la un nivel scăzut, se poate îmbolnăvi ușor și atunci el trebuie să se concentreze pe un stil de viață mai sănătos. Iepurașul. Iepurile. 1939. Relațiile sunt tema acestui an. Aproape toate stelele, și cele de bun augur și cele nefavorabile, afectează relațiile într-un fel sau altul. Pentru persoanele născute în porc, iepure, capră, acest an al șobolanului este floarea dragostei, adică toți născuți în zodia porc, iepure, capră se vor îndrăgosti mai ușor, vor fi mai atrăgători, mai seducători pentru sexul opus, vor fi mai carismatici, mai magnetici, vor socializa mai ușor, vor fi în centrul atenției. Cei singuri, deci nativii iepuri, au mari șanse să-și găsească partenerul potrivit. E adevărat, ei nu trebuie să fie pasivi, nu trebuie să le cadă în poală. Cei care sunt stabili într-o relație au șansa să se căsătorească, iar dacă nu cauți dragostea și ești nativ iepure, în acest an poți să atragi clienți noi sau să mărești cercul de susținători. În același timp, în zodia iepure zboară și steaua lunii. Steaua lunii reprezintă o figură feminină puternică, autoritară și atunci tu poți să primești foarte mult sprijin, susținere de la femei puternice, poți să ai clienți femei sau poți să demarezi chiar o afacere de tip feminin, cum ar fi un comerț cu îmbrăcăminte feminină, un centru de îngrijire a pielii, un centru cosmetic. Acestea sunt afaceri care sunt foarte favorizate. Însă, când avem combinația șobolan iepure sau mai ales dacă o ai în hartă, acest lucru poate să aducă și relații extraconjugale, mergi împotriva curentului, ești neloial, dai dovadă de instabilitate emoțională și poți să fii și victima unei hărțuieli sexuale, pentru că și șobolanul și iepure sunt flori ale dragostei. În ceea ce privește cariera, nu are un noroc deosebit și asta în primul rând datorită bârfelor, datorită oamenilor răzbunători din jur, și atunci el va trebui să își păstreze cumpătul, să evite negativitatea din jur. Dragon, 1940. În ceea ce privește dragonul, cariera are o evoluție deosebită, poate să o promoveze în slujbă. La slujbă, toate ușile se deschid pentru el, însă el trebuie să dezvolte foarte mult comunicarea cu cei din jur, pentru că se poate confrunta cu trădarea. În ceea ce privește averea, oamenii de afaceri își pot extinde afacerea, este posibilă o creștere a veniturilor. În ceea ce privește relațiile, ei pot face propuneri de căsătorie. Dacă sunt angajați într-o relație, au mari șanse să se căsătorească, însă cei singuri nu pot înregistra mari progrese. Din punct de vedere a sănătății, trebuie să aibă grijă la stomac și la zona de mijloc. Șarpe, 1941. Cariera la șarpe este foarte favorizată, sunt șanse de promovare, însă ei trebuie să se preocupe de sănătate, pentru că un program aglomerat provoacă foarte mult stres. În ceea ce privește bogăția, aici zboară steaua micul consumator, care poate să aducă cheltuieli extravagante, inutile, impulsive, mici pierderi financiare, însă el are șanse de a acumula bani, de a economisi într-un mod mult mai relaxat
față de anul trecut am avut ciocnirea Porsche Sharpe și a fost un an foarte dificil. Relațiile nu sunt favorizate, iar în ceea ce privește sănătatea, el trebuie să aibă grijă la boli ale sistemului urinar și la probleme cu pielea. Căluțul, 1942. Pentru căluț nu este un an promițător, de fapt este zodia cea mai afectată în acest an. Foarte multe stele, 7 stele nefavorabile zboară în această zodie. Este un an al schimbărilor, al locuinței, orașului, jobului. Întâmpină foarte multe dificultăți, piedici și obstacole. Are nevoie de foarte multă răbdare. Nu trebuie să seteze obiective prea mari. Nu trebuie să călătorească, spuneam, în direcția nord. Este zodia cea mai afectată în domeniul călătoriilor. Și ca obiectiv, el trebuie să fie foarte răbdător și amabil în acest an. Cariera este în criză, apar tot felul de provocări, sarcini grele fără beneficiu, el trebuie să fie pregătit psihologic pentru foarte multă muncă, dar puțină recompensă. În domeniul averii zboară steaua marele consumator, întotdeauna zodia opusă. Să-și de la OPC cu marele consumator. Micul consumator și marele consumator, care înseamnă pierderi financiare majore, da, cheltuieli de sume mari inutil, și ar trebui să doneze banii ONG-urilor sau, eu știu, unor organizații de caritate. În dragoste sunt afectate majoritatea cuplurilor, cei singuri au dificultăți să găsească pe cineva, iar în ceea ce privește sănătatea, ei pot fi afectați de răniri, de operații și accidente cu hemoragie. Deci caii să stea în casă, urmează caprele, desigur, ca zodie, ca să fie clar pentru toată lumea, 1943. Da. Căprițele. Ea poate obține rezultate deosebite în cariere. În prima parte a anului poate să construiască o bază solidă, dar rezultatele le va culege în toamnă. În domeniul averii va trebui să investească în active, în proprietăți, în terenuri. Poate experimenta și anumite pierderi minore. Relațiile sunt foarte favorizate, spuneam, pentru porc, iepure și capră, și atunci putem spune că iubirea plutește în aer la nativii capră. E timpul pentru declarații și făcut curte. Cei aflați într-o relație stabilă și ei se pot căsători, pot merge la altar, iar cei care sunt deja într-o relație de lungă durată vor trebui să reaprindă pasiunea pentru partener pentru a preveni intruziunea unei a treia persoane. Deci există posibilitatea de infidelitate. Iar ca probleme de sănătate, probleme cu stomacul pentru persoanele în vârstă, generația tânără nu trebuie să-și facă griji, și au nevoie de o dietă echilibrată. Mai mult. Deci aș putea eu, dacă sunt porc, să mă cuplesc cu o capră născută în 1979. Ar fi o treabă. Da. Este un triunghiu porc, iepure, capră. E super. Maimuța. Hai să vedem maimuța. Da. 1944. Maimuța, ca și nativii din zodia cal, este mai afectată. Deci este un an cu suiușuri și coborușuri. Un an în care se testează rezistența ei în viață, însă ea este răbdătoare, o cunoaștem, rezistentă, inteligentă și perseverentă, și atunci se va putea descurca cu toate aceste stele fierbinți care zboară în zodia maimuță. În ceea ce privește cariera, există oportunități, dar îi pot cădea victime ale trădării și ale geloziei, și din această cauză vor trebui să aibă grijă la comunicarea cu superiorii, cu colegii, mai ales când este vorba de divergențe de opinii. Fluxurile bănești sunt la un nivel scăzut, însă ei pot obține sume de bani cu ajutorul altor persoane și pot întâlni persoane utile care să-i ajute să depășească provocările și dificultățile financiare. Dacă nativii maimuță sunt persoane singure, nu au un an promițător, în schimb, dacă ei admiră pe cineva de la distanță, este anul în care ei pot să facă un prim pas și pot invita acea persoană la o cafea. O săritură către cocoș, 1945. Da. Pentru cocoș este un an mai lin, un an în care construiește relații pe termen lung, se înregistrează un progres în plan profesional, în carieră poate avea parte de promovare, de o creștere a salariului. Averea este la un noroc mediu, însă veștile bune sunt în domeniul dragostei. Dacă ești singur, poți să-ți întâlnești jumătatea. Adică găina, practic. Da, bine, trebuie să participi la întruniri, să accesezi și site-uri matrimoniale, nu poți să aștepți să scadă din cer. Cei într-o relație stabilă își pot pune și ei pirostriile, însă dacă ești căsătorit, trebuie să petreci mai mult timp cu partenerul pentru a evita infidelitatea. Sănătatea ar trebui să fie pe lista de priorități a nativilor cocoși, și aș mai preciza
dacă în hartă avem șobolan cocoș, această combinație denotă un abuz de alcool, da? Sunt persoane care au probleme cu alcoolul pentru a-și îneca tristețea, pentru a-și îneca o depresie sau pentru a scăpa de stresul de la slujbă. Câine, 1946. În zodia câine zboară 3 stele pozitive, 6 negative, însă stelele pozitive sunt foarte puternice și pot estompa aspectul negativ al stelelor mai puțin pozitive. Cariera este afectată de trădări, însă oamenii influenți te pot salva, pot garanta pentru tine. Trebuie să te raliezi obiectivelor angajatorului și trebuie să devii un angajat mai bun. În ceea ce privește bogăția, este un drum mai denivelat. Cu pierderi monetare trebuie să eviți orice investiție cu un grad mai mare de risc. La nativii câine, norocul în dragoste este mai slab. Trebuie să se concentreze pe propria dezvoltare, pentru că și în această zodie zboară steaua solitară. În ceea ce privește sănătatea, ei pot cădea în melancolie, depresie, însă ei au șansa să găsească cei mai buni medici și cei mai buni vindecători. Porcul, în sfârșit, și ultima zodie, porc după un maraton. Așa. Ei au un an grozav în ceea ce privește bogăția și învățarea, pentru că în această zodie zboară o stea a inteligenței și o stea a prosperității. Ei pot obține un succes deosebit în carieră. Pot lua și slujbe cu jumătate de normă, se înțeleg foarte bine cu superiorii și cu colegii, nu trebuie să lupte prea mult. În ceea ce privește bogăția, ei pot înregistra un trend ascendent, însă vor trebui să nu acorde bani cu împrumut, să refuze ofertele pentru a face investiții majore, să evite jocurile de noroc, investițiile cu grad mai mare de risc, iar în ceea ce privește relațiile, cei care sunt singuri sunt pregătiți să se îndrăgostească, dar trebuie să cunoască mai întâi partenerul înainte de a-i mărturisi că este îndrăgostit până peste cap. Nu ne spunem singur, m-am îndrăgostit de mine. Iar în ceea ce privește sănătatea, se știe că cei născuți în zodia porc au probleme, afecțiuni, pot suferi de afecțiuni ale inimii sau ale ochilor. Și în acest an ar trebui să meargă la medic. Vor trebui să abordeze într-un mod moderat și echilibrat regimurile alimentare, să nu exagereze cu dieta, cu detoxul, cu fitness-ul și să mărească aportul de vitamine și minerale.